Salutare, prieteni! Știți că sunt un păcătos, n-am răbdare, nu pot fi pescar, mă enervează dacă peștele nu vine în 15 secunde, 17 secunde, da? Drept pentru care, având în vedere că la mine acasă este un eveniment, eu n-am mai avut răbdare și am bătut din picior și m-am tăvălit pe jos, cum fac copiii mici, că și eu vreau sushi. Și aici e Ervin, omul care a venit să facă sushi, pentru că până la urmă și eu trebuie să mănânc ceva, da? N-am mai avut răbdare. Ervin, bine ai venit! Ce îmi faci? Începem ceva interesant. Nigiri, somon, biban, țipar, unagi și creveți. Doamne, de sănătate! Văd că cuțitoiul ăla, trebuie să mi-l arăți. Cuțitul este... Și cuțitul ăsta e sabie. Da, a fost, dar s-o cam uzat. Este din firma japoneză, Kikuichi se numește. Ce e deosebit la el? Că are unghiuri speciale. Adică e pentru feliat special și ce mi oferă garanție lifetime, dacă zic bine, această floare, sigla lor. Și floricica. Exact, floricica respectivă. Și dacă se întâmplă ceva cu cuțitul, pe mine mă costă doar transportul până în Japonia sau unde e servisor și mi se repare pe gratis. Deci alta garanție are. Exact. Până când această floare există, ei știu că e cuțitul lor și e unic. Făcut. Toate sunt făcute manual, firma de 75 de ani, mai de mult făceau săbii. Mi se pare corect. Și din moment ce nu se mai tăiau între ei, au trecut la cuțite și într-adevăr, cum făceau mai de mult săbile, aceeași metodă aplicau și la cuțite acestea. Da. Adică mai de mult era ăsta la viață, la început era roșu, când l-a bătut. Da. După vorba japoneză, astăzi nu merem la lucru, stăm acasă, facem seppuku. Noi să vedem, dar trebuie să-mi și explici. Este simplu, teoria. Practica e cam grea un pic. Mie deja îmi plouă în gură, o să vorbesc mai puțin. Da, vorbim mai puțin. Orezul de care? Orezul este orez special pentru sushi și este fiert în mașină de orez la cantitatea anume de apă, la un timp anume și după aceea se amestecă cu un sos, oțet, pe bază de oțet, zahăr și sare și după aceea se lasă la răcit, se amestecă și să se absorbă acel sos. Atunci are gust acest orez. Altfel ar fi doar un orez simplu. Așa. După ce e gata orezul, puteți să lucrăm foarte ușor cu el. Punem tovarășul somon. Somonul, da. Somonul e. La Cluj este cea mai cunoscut. Te-ai lucrat și la restaurantul care îmi plăcea mie mult, la Tokyo. Da. Acolo am început, într-adevăr, și pot să zic și pot să le și mulțumesc că mi-au dat o meserie în mână. Adică eu am terminat școala de bucătar, dar pe partea asiatică nu este școală în România, care nu știu dacă există în București, dar în Cluj n-am găsit așa. Și pot să zic că a trebuit să văd de la zero. Adică și dacă am avut diploma de bucătar, dar bucătăria asiatică am putut să aplic... control organoleptic sau niște lucruri care de bază, dar restul a fost totul nou. Spălat morcov, curățat cartofi. Mai puțin că cartofi nu erau. Dacă acolo aveați un, și cred că și acum, patronul japonez. Da, japonez. Era ține foarte tare. Da, din Tsuchiana Ofumi, un profesor într-adevăr deosebit, că ne-a învățat chiar bucătăria japoneză aia clasică și tradițională și de la el am învățat foarte multe și da, de 16 ani am prins gustul acestei meserii și foarte, foarte deosebită și plăcută. Uneori e grea. Adică zi-mi și mie o chestie, că și mie îmi place să mă tot benguiesc pe acolo. Eu de ce nu știu să gătesc astea? Păi facem un curs de... sunt niște... Trebuie să învățăm. Acum facem cu ton, așa? Nu, acesta este biban. Bibanus. Și... Bibanus, pofticiosus, germanus, federalus. Așa? Așa de repede le faci? Păi... Și după aia... După multă practică iese mai repede, într-adevăr. Repede. Și la final o să facem unagi, acela trebuie să îl flambăm. Un ce? Unagi, țiparul, respectiv. Cu țipar? Da, țipar. Dar să înțeleagă lumea că este eveniment, nu au venit invitații, dar eu nu mă pot abține, da? Nu, că asta este. Așa cum Ciolacu nu se poate abține să intre în politică după ce a făcut Covrigi, nici eu nu mă pot abține să stau, să mă uit, să mă gândesc
Sushi. Ce bun o să fie. Cu preferatul meu, ghimbirul ăla murat. Și mai pui chestia verde pe care o tăpomenești după aia. Wasabi ăla. Îți dai seama că, eu știu ce aș face? I-aș lua pe ăștia din Parlament care mă enervează și le-aș băga wasabi în cură. Eu așa m-aș gândi. Uite așa. Că eu n-am voie niciodată să gândesc decât de bine despre el. Că ăștia zic că trebuie să-i respectăm pe politicieni. Dar eu n-am chiar să-i respect. Pe majoritatea, nu pe toți. Bun. Și acum ăla ce faci cu el? Mă flambăm. Un pic o să flambăm și somon, două bucăți. Așa. Și ăla-i sos de soia sau benzină? Este sos teriyaki. E un sos special. E bază de sos de soia și zahăr. Uh-huh. Și alte ingrediente secrete. Când am auzit că le flambez, am crezut că pui benzină pe el. Deci pui un teriyaki. Da. Să-i dea gustul la specific asiatic, la despre o gură. Oh, la la! Acum vedeți de ce se scumpește gazul. Și miroase, știi? Fac și eu ca ăla din groapa lui Eugen Barbu. Că n-avea bani să mânce. Dar dă-mă, dă și fumul către mine. Și asta e din piatră. Da. Arată super. Nu, nu, nu șterge sosul ăla, că limb eu. Îl curăț eu. Îi trag două limbi de... No, sper să nu, să nu vină copiii acum, că sigur o să mânce mie mâncarea. Că e mai au încă pentru 25 de persoane, da? Vă crezi că stau la codă să mânc? Dacă sunt casa mea, incredibil. Oh la la! Aici suntem jos în... În cramă, bucătărie, nu știu ce-i soarele asta, bibliotecă, tot felul de chestii. Este o nebunie. Wasabi. Sos de soia aducem de acolo. Sos de soia o să aducem de acolo. Hai că mă duc să aduc sosul de soia. Da, da. Așa, băieți. Aici nu vă uitați că aici sunt tot felul de chestii prin care ficații devin mult mai corespondenți cu natura. Osmoza în natură se va face natural. Am fost după gheață, de-am turbat. Gheața este mama înțelepciunii. Ăla ziua de când era viu. Așa. Excel. Oh, Doamne, cât ficat trebuie să ai aici. Eu nu mă duc la niciun băț. Nu mai are dare să caut bețele. Ai de capul meu. Tu, cum de n-ai 200 de chile? Că eu în locul tău aș avea 215 chile. Să știu să gătesc chestii de-astea, eu asta vreau să-mi iau. Atât de rapid. Și atât de rapid. Și peștele se găsește ușor? Peștele, într-adevăr, Clujul este mai nou. Adică de vreme bună au adus... Nu acum își povestește că eu am treabă. Și într-adevăr vine proaspăt, au un rulaj mai mare. Mai de mult, într-adevăr, era cam greu cu piața de pește. Dar s-a perfecționat și, într-adevăr, am liniștea că peștele care îl cumpăr, Metro, Selgros, acum reclama, își merită. Adică au tot meritul pentru că, într-adevăr, aduc peștele chiar ok și chiar calitative. Și chiar pot să zic că în Cluj chiar găsim pește proaspăt și chiar bun. Acum restul lucrurilor unele se pot găsi de la furnizori care aduc și ei, dacă e cazul congelat sau chiar proaspăt. Mănânc cu mâna, că n-am răbdare să caut nu știu unde zbețele rupește. Și oricum nu-i păcat să mănânc cu mâna, că așa mâncau dacii. Costă ăștia, când numai România mea furculiță, dacii mâncau prin foai de capul meu, dar bunis. Incredibil cât de bunis. Și chestia asta verde, nu se mănâncă acum.
Că mă filmez sau nu mănânc? Eu trebuie să mănânc, credeam, mă filmez. Nu să nu mănânc acum. De ce nu mă las să mănânc? Văd că și știți cum se, se procedează. Adică, între pești se servește ghimbirul. Da? Ca să vă cureți papilele gustative, da? Deci asta e rolul la ghimbir, ca și cafeaua la parfumuri. Deci, între pești. Am mâncat un pește. Exact. Somon. După aceea... Punem chestia asta. Wasabi. Wasabi, care mie îmi place. Cât de mult să-mi pun? Luăm un ghimbir. Și mai luăm un pește și încheiem. Că după ar trebui să mă duc... Ne ștergem frumos pe botic. Ne-am curățat papilele gustative. Mai mâncăm unul și gata. Unul și gata. Nu știu de ce lumea are ceva cu mine că mănânc. Deci, cam asta s-a întâmplat. Vă doresc un weekend foarte frumos. Eu n-am voie să beau pentru că conduc. Dar, din fericire, am voie să mănânc. Elvin, ai făcut o chestie beseriașă. Am făcut. Dă-ți Dumnezeu sănătate, că după ce gata filmarea, atât de mâncă. La revedere, ce să mai zic? Mulțumesc. Drag. Cum e cel am? Mulțumesc în japoneză. Arigato. Arigato. Doi tăși mai. Arigato.